Hello, ce faceți? Episodul 210 deja este despre veștile bune de duminică. Cred că sunt 17 săptămâni aproximativ. Aș vrea să caut ca să nu mă înșel cumva. De când vă dau în fiecare duminică seară vești bune. Așa cum vă promiteam de ceva timp, o să fie mereu despre români. Și am observat o tendință. Și anume că sunt majoritatea despre din sport. Da, am spus corect. 17 săptămâni deja. Și astăzi avem 6 vești în total. Ca să nu depășim super mult timpul, am să le spun mai pe repede înainte, așa. Și sunt sigură că dacă vă interesează ceva în mod special, veți aprofunda pe internet. Ca să nu uităm ce este foarte important. Sabina Cornovac este numele meu, blogger de 10 ani și creator de conținut pe YouTube de 210 zile consecutive. So, am să încep cu ceva care nu este chiar așa o veste foarte extraordinară pentru toată lumea, dar eu m-am bucurat foarte mult. Și anume că Tom Jones revine în România pe 26 iunie la Cluj. Eu l-am văzut, țin minte că m-am dus la concert în București singură, am dansat în continuu, pentru că îi știu toate melodiile, toate versurile. Și mi se pare așa foarte un semn că am aflat această veste în perioada asta, pentru că a fost într-adevăr cântărețul preferat al mamei mele. Deci, dragilor, dacă sunteți fani, go! Apoi, sunt, să știți, din sport și din știință veștile. Și hai să începem, da? Ca să nu pierdem foarte mult timp. Simona Halep este campioană mondială. A fost desemnată campioană mondială în 2018 de către Federația Internațională de Tenis, forul care organizează în special competițiile interțări și turnee mici pentru jucători slab clasați, îi acordă în premieră acest trofeu liderei mondiale din acest an. La masculin, logică, Djokovic este câștigătorul. Asta e vestea legată de Simona, da? Campioană mondială ITF. Apoi, îl mai avem pe Dragul de Avram Iancul, care a primit distinția Ordinul Steaua României. El spune că încununează o muncă susținută de 5 ani de zile. Președintele Klaus Iohannis i-a conferit Ordinul Național Steaua României în grad de cavaler, bibliotecarului din Valea Jiului, arătând că distinția primită reprezintă o încununare a eforturilor pe care le-a depus în ultimii 5 ani pentru promovarea imaginii țării noastre. Ok. Și printre multele lucruri pentru care Avram Iancu este cunoscut ar putea să fie faptul că a parcurs în not canalul Mânecii în august 2016 fără să poarte costum de neopren sau labe de not. Anul acesta a parcurs pe Marea Neagră traseul de 680 km dintre Sulina și Istanbul în 60 de zile, dintre care 50 le-a petrecut în apă. Și cam asta este vestea, da? Deci Avram Iancu, distinția Ordinul Steaua României în grad de cavaler. Apoi, ce mai avem? Cristian Pletea a cucerit medalia de bronz la Campionatul Mondial de Tenis de Masă pentru junior din Australia. Este prima medalie obținută de România la turneul din orașul Bendigo. Și el văd că mai este singurul sportiv din Europa care a ajuns în sferturile de finală și a câștigat în septembrie și Europe Youth Top 10, turneul de referință pentru vârsta sa. Foarte tare. Bravo, Cristian Pletea. Apoi, profesorul român Ciprian Manolescu a câștigat premiul Moore al Societății Americane de Matematică. Este unul dintre mari matematicieni ai lumii, singurul elev care a luat punctaj maxim la toate cele trei ediții consecutive ale Olimpiadei Internaționale la care a participat. Și acesta este și profesor la Universitatea din California, Los Angeles. Va primi E.H. Moore Research Article Award 2019 pentru lucrarea sa publicată în Jurnalul Societății de Matematică Americană, care rezolvă conjectura triangulării. Great. Bistrițeanul Cristian Botnar a câștigat premiul Nobel pentru informatică. Wow! Este absolvent al Universității din Manchester și a câștigat acest premiu în baza proiectului de la text la sinteza imaginii folosind rețele generative adversariale. Astfel, folosind acest proiect, o persoană poate spune sintagma floare roșie, iar programul va desena o floare roșie, așa cum este imaginată de cel care a dat comanda. Wow!
Are doar 21 de ani și a primit o medalie de la Michael Higgins, președintele Irlandei, pentru performanțele sale în domeniu. A fost premiat și în cadrul unui summit din Dublin, la care au participat câștigătorii de premiul Nobel, astronauți de la NASA și cercetători. Wow, avem numai români foarte, foarte, foarte frumoși. Și o să închei cu ultima veste. România a luat bronzul la etapa de campionat mondial de spadă junior de la Burgos. De la Burgos. Așa? Asta s-a întâmplat sâmbătă și duminică 15-16 decembrie, a treia etapă de cupă mondială de spadă junior feminin din acest sezon. Și au luat la start 198, au luat startul 198 de sportive din întreaga lume, iar România a fost reprezentată de 5 sportive, dintre care două sunt de la Steaua, Alexandra Predescu și Denisa Barosan. Cel mai bun rezultat al delegației noastre a fost obținut chiar astăzi, duminică, în proba pe echipe, unde România, cu aceste două steliste în componență, s-a clasat pe locul 3. Următoarea etapă va avea loc în ianuarie în Italia. So, avem români foarte frumoși, foarte frumoși, și care ne dau vești incredibile. Iată, am avut atâtea 6 vești frumoase astăzi. Da, 6, da. Vă mulțumesc foarte tare că m-ați urmărit. Pe mine mă bucur de fiecare dată când am ce să vă povestesc la această ediție, ca să zic așa, de vești bune de duminică. Vă doresc să aveți o săptămână cât mai frumoasă. Pentru mulți dintre noi este ultima de muncă, deci va fi foarte, foarte aglomerată și grea. Dar urmează sărbătorile, aveți grijă de voi și multă sănătate vă doresc. Da? Dacă v-a plăcut, un subscribe ca să vedeți ce fac în fiecare zi. Mulțumesc mult! O zi bună! Bye! Ne vedem mâine!